aproximativ 5-6 minute până la orele 15, ora 3, când va începe protestul anunțat deja de mai bine de o săptămână de către Ștefan Mandachi, protest la nivel național, la care participă până acum mii de români, sau și-au anunțat participarea mii, zeci de mii de români. Suntem la Oradea, dragi prieteni, am intrat din nou în direct pentru a vă arăta cum se desfășoară acest protest în locul în care mă aflu acum. E foarte posibil ca și în alte locuri din Oradea mașinile să oprească la ora 3, să tragă pe dreapta, oamenii să se oprească în fabrici, în locurile unde lucrează, da? Să se oprească pentru 15 minute și să păstreze acele 15 minute de inactivitate, da? În care, nu știu, vor bea o cafea, vor fuma o țigară, se vor ridica din fața calculatoarelor, vor pleca de la bancurile de lucru pentru a protesta, da? Simbolic, față de faptul că nu avem, iată, la 30 de ani, de la momentul decembrie 89, la aproape 30 de ani scurși de atunci, nu avem nici acum, dar măcar o autostradă în această țară, în România, care să străbată țara de la est la vest sau de la nord la sud, sau, mă rog, în ce orice altă direcție ar putea o străbate. Nu avem o asemenea autostradă. România este pe ultimul loc sau printre ultimele locuri din Europa cu privire la kilometri de autostradă pe care are în folosință. Da. Iată. Protestul oamenilor care s-au oprit pe dreapta e susținut de toți cei care se află în trecere din această zonă. Iar faptul că nu avem autostrăzi, dragi prieteni, se datorează în primul rând politicului. Politicul care de aproape 30 de ani a administrat această țară într-un mod deplorabil. De fapt, oamenii aceștia și-au bătut joc de această țară în cei aproape 30 de ani scurși de la așa numita Revoluție din 1989, decembrie 89. Partidul Social Democrat, indiferent că s-a numit el FSN în zorii anilor 90, că s-a numit PSDR, PDSR, mă scuzați, că s-a numit PSD, cum se numește acum mai nou de câțiva ani, dar acest partid malefic, toxic pentru democrația și dezvoltarea României, a fost la guvernare numai puțin de 24 de ani. Deci din 30 de ani, Partidul Social Democrat a condus România 24 de ani. Iar să ai tupeul să vii acum să spui, da, că, nu știu, și tu achiesezi, tu, nu știu, primar PSD, reprezentant al PSD-ului, demnitar PSD, că ești de acord cu protestatarii, că îi înțelegi, că te alături protestului lor, nu arată altceva decât o imensă lipsă de nerușinare, un tupeu cât China, da, ca să nu spun altceva, din partea acestor oameni, care au tratat această țară și pe cetățenii ei, întotdeauna, ca pe propria feudă și sclavilor. Din cauza asta am ajuns în această situație și nu din altă cauză. Dar deci PSD-ul a condus România 24 de ani din cei aproape 30 scurși din decembrie 89. Acest partid nu are nicio legitimitate să vină să spună acum că nu știe de ce ne aflăm în această situație, să mimeze de fapt faptul că nu știe, că nu e el de vină, că, nu știu, sunt marțieni, extraterestri de vină, reptilieni eventual. Da, oamenii aceștia
din actuala coaliție aflată la guvernare, cum mai spuneam și în transmisiunea anterioară, de acum câteva minute, trebuie să plece de la guvernare. Atât timp cât ei rămân acolo sus, cocoțați în funcții, pe funcții, nu se va schimba nimic. Nu vom avea nici autostrăzi, nici școli, nici spitale și nici multe, multe alte lucruri. Nu vom avea nici justiție independentă, dar cetățenii onești vor fi prigoniți în această țară de instituțiile de control și de forță ale statului, jandarmerie, ANAF și așa mai departe. Da? De fapt, va fi foarte interesant de urmărit ce se va întâmpla în zilele următoare cu cei care au avut curajul să participe la acest protest. Dacă ați putut vedea intervenția televizată a infractorului suprem Liviu Dragnea din această dupămasă pe televiziuni, a avut o atitudine foarte arogantă. Bine, se observa că era foarte șicanat, supărat pe cei care protestează acum, iată, la ora 3. E supărat mai ales pe inițiatorul acestui protest la nivel național, Ștefan Mandachi. Haideți să vedem dacă nu vor exista și repercusiuni de natură financiară, controle ale ANAF-ului, controle ale diferitelor instituții ale statului, care să fie trimise pe capul întreprinzătorilor care au avut curajul, da, să participe la această formă de protest. Ne putem aștepta la tot ce e mai rău din partea acestor inși care s-au cocoțat la conducerea României din decembrie 2016 prin minciuni și manipulări. Încă o dată, nimic din ce au spus ei nu este așa cum au spus, nimic din promisiunile lor nu s-a îndeplinit până acum. Da? Haideți să vedem, deci, ce se va întâmpla și în zilele următoare, după ce acest moment va fi trecut și va trece în curând. Da? Am trecut de ora 3 deja, nu știu care este situația în țară. Sperăm să fie cât mai mulți români care se alătură acestui protest. Și încă o dată, haideți să vedem care vor fi consecințele acestui protest pentru cei care se alătură, da, oamenilor care s-au oprit din activitate, indiferent unde i-a prins, i-a găsit ora 3 în acest moment și vor aștepta 15 minute înainte de a trece la orice altceva ulterior. Da. Haideți să încerc să trec pe partea de alături. Așa. Haideți să vedem cât e de lungă coloana de mașini trase pe dreapta aici la Oradea. Iată. Pentru cei care nu sunteți de prin partea locului, acesta este drumul național E60, sau drumul european, mă scuzați, E60. Așa este drumul, una dintre principalele șosele care străbat Oradea. Se numește Calea Clujului. Evident, este ieșirea din Oradea. Este una din ieșirile din Oradea spre Cluj, de fapt ieșirea principală. Așa. Iată, puteți vedea coloana până unde se întinde. Oamenii sunt, mulți dintre ei au ieșit și cu pancarte în față, cu diferite mesaje pentru actualii guvernanți ai României. Cei care s-au alăturat acestui protest.
grevă generală este apelul pe care noi aici la Oradea l-am făcut sau îl facem deja de săptămâna trecută. Noi credem că cele 15 minute propuse de Ștefan Mandachi nu vor fi îndeajuns pentru a schimba cu adevărat ceva în această țară, măcar în ceea ce privește construcția de autostrăzi. Deci, iată, aici la Oradea se scandează pentru grevă generală, în continuare. Da, după cum puteți vedea, există și câteva echipaje ale poliției, jandarmeriei, Dumnezeu știe ce alte forțe de ordine au mai fost mobilizate aici, în zona asta, la această oră. Actuala guvernare, PSD-ALDE, da, care nu mai are nicio legitimitate de a conduce această țară, nu mai au sprijinul popular, nici nu l-au avut niciodată, i-au câștigat alegerile cu votul la 18% dintre românii cetățeni înscriși pe listele de alegători. Deci 18% în cifre ar reprezenta, nu un procent în cifre reale, ar reprezenta undeva, sau a fost, a însemnat cândva în decembrie 2016, undeva la 3.200.000 PSD cu ALDE 3.600.000 de voturi. Din 18.300.000 aproximativ de cetățeni români cu drept de vot. Deci asta este legitimitatea PSD, coaliției PSD-ALDE de a conduce România, oameni buni. 18% din totalul românilor cu drept de vot înscriși în listele permanente de alegători. Asta este legitimitatea cu care au început să distrugă justiția a doua zi după ce au ajuns la guvernare. Vă aduceți aminte OUG-13, da? Să utileze legile justiției penale din România pentru ca Dragnea, Tăriceanu și acoliții lor să-și albească dosarele penale și să scape de condamnări și de pușcărie. Deci suntem conduși de o coaliție politică formată din două partide care cred că dacă au 18%, dacă au obținut 18% din voturile românilor, au dreptul să facă ce vor cu această țară. Asta este realitatea în care trăim, nu alta, nu cea pe care ne-o prezintă televiziunile propagandei de partid și de stat. Le știți foarte bine care sunt. Practic, în acest moment, nu cred că mai există vreo televiziune care să nu fi fost îngenunchiată de actuala putere politică, malefica putere politică care conduce România, e la butoanele guvernării. Realitatea TV a cedat, puteți vedea deja din emisiunile lor, da? În ce direcție a luat-o și Realitatea TV. Rareș Bogdan a plecat, va participa la alegerile pentru o funcție de europarlamentar din partea PNL, conduce această listă a PNL-ului, dar sper că mai pot fi auzit, nu de altă, dar este claxonează. Yeah.
foarte mulți români nu înțeleg. Nu înțeleg importanța momentului în care ne aflăm. Cât de gravă este situația în care ne aflăm și iată, continuă să-și vadă de micile lor probleme cotidiene sau mari, în fine, micile sau marile lor probleme cotidiene. Se pare că sunt într-atât de ocupați cu ceea ce au de făcut că nu găsesc 15 minute din timpul lor prețios pentru a se alătura acestui protest încă o dată la nivel național, da? Dar este trist să vedem asta. Chiar foarte trist. Da, deci nu toți românii sau foarte mulți români nu înțeleg, din păcate, așa cum spuneam și adineauri, importanța momentului, cât de important ar fi ca să transmitem un mesaj cât mai puternic guvernanților că suntem uniți, că suntem mulți și că nu îi vom lăsa să facă ce vor cu țara asta, că vrem nu doar autostrăzi, dar vrem și școli, vrem și spitale, vrem să nu mai fim furați de către politicieni, vrem ca banii noștri să fie cheltuiți cu chipzuință, cu cumpătare și nu sifonați prin afaceri cu firme de partid, contracte supraevaluate de 10 și sute de ori, becuri de 2000 de euro bucata, kilometru de autostradă care în România costă cât 50 sau 100 de kilometri în alte țări, unde se construiește în exact aceleași condiții de relief, da? Deci, cam asta ar fi, dragilor. Ne apropiem acum încet, încet de sfârșitul protestului, cel puțin cele 15 minute anunțate se apropie de sfârșit. Voi încheia și eu aici scurta mea transmisiune de la Oradea și încă o dată, haideți să fim uniți, haideți să fim cât mai mulți, pentru că dacă îi vom lăsa să ne tăvălească așa cum o fac de 2 ani și jumătate încoace, singurii care vom pierde, vor avea de pierdut, vom fi noi și nu cred că ne vom mai reveni mulți ani de acum înainte. Da, toate cele bune și ne auzim cu proxima ocazie. Zi bună, la revedere!